Un raport arată că acest capital străin folosește aproximativ 24% din salariații României. Semnalul de alarmă pe care îl trage Ilie Șerbănescu este că nu mai există economie românească, există economie din România. Era normal să existe un asemenea raport de 10 ani și să fie urmărit în fiecare an ce s-a întâmplat. Nu să vii după 15 ani când economia românească a dispărut și abia atunci să faci un raport. Previziunea analistului privind situația capitalului autohton este una destul de sumbră. Capitalul autohton, care are o poziție, cum să spun, derizorie în comparație cu capitalul străin, are o sarcină socială îngrozitor de mare de a asigura împreună cu statul 80% din ocuparea forței de muncă. Ilie Șerbănescu s-a referit și la capitalul străin din sistemul bancar, care a sădit în România un dezechilibru pe 20-40 de ani între producție și consum.